E bunica, și ai mama, și suntem la TNB. Hei! Salut tuturor urmăritorilor de pe YouTube. După YouTube. Am venit la teatru. Votați-l pe Bogdan. Am adus pe Bogdan. Adică subscribe. Ce și astfel, cu forța, am fost adus la cumpărături să luăm chestii utile, importante. Și după asta vă duc să mă văd cu ceilalți oameni în altă parte a orașului. Yo, she said she was a troubled soul. I was on my way to work. She had the type of smile and eyes that made me act on high alert. I used to talk to her, holding on to dreams. Are you really what it seems? Or am I a little Bine ați venit la Vlogmas 2. Ia-i Andreea. Ce faci, Andreea? Bine, am găsit frig. Mă aștepți de mult? Da. De ce? O să mâncăm. Mergem la carul cu bere, n-am mai fost de mult. Hei, salut! Andreea, cred că e singurul om pe care îl cunosc care de Crăciun își cumpără brad în ghiveci. Îl folosim de două ori, practic. Îl împodobim acum de Crăciun și la primăvară îl plantăm. Ne-am așezat la carul cu bere și este foarte întunecat. Nu știu dacă ne vedeți, pare rău. Ciorba de perișoara lui mama, nu știu de ce, este deschisă la culoare. Dar în general e roșie. Explică-mă. Bine, bă, eu te las, puteți să mă duc la un eveniment și chestii. I just gotta be real, you know I don't fuck with that fake. You show me some love in my face. But you dumb bitches be hating. This perception is tricky. Own friends don't fuck with me like they happy. Și acum că este frigul pământului, mă duc să mă văd cu Adina Naneș, blogărița mea preferată de fashion de la Vision on Fashion, link below. Asta a fost reclama. Și mergem la un eveniment despre... Nu am absolut nicio idee ce se întâmplă la evenimentul ăsta. Dar e ceva de filmat. Tocmai îți făceam reclamă mai devreme. Mie? Da, tocmai ți-am pus linkurile în descriere. A, ce drăguț, apreciez asta. Da, mulțumesc frumos, pentru invitație. Arată castorii când mănâncă? Exact așa. Am ajuns, ne place, am cunoscut pe toată lumea de la PR și în 5 secunde deja ne-au dus o pizza fresh. Îmi place, veniți aici, la biblioteca în Cismigiu. Vă filmezi? Nu. Asta e momentul când îți zic, dacă vreodată mă mai înjur că la masă stau pe telefon, gândește-te la momentul ăsta. Da, dar eu vorbeam despre site, lucrau cu cineva. Adina tastează, eu investighez pizza. E plană. Fetelor, ne-a plăcut? Ce notă dăm? 10. Dăm nota 11! Acum că noaptea nu s-a terminat, la teatru cu familia! Mama, cine e youtuberul tău preferat? Bogdan? Ok, piesa a fost blană. Două ore non-stop, fără pauză, am râs mult, a fost forță. O singură chestie m-a iritat. Pe scenă era un pendul și nu funcționa. Deci timp de două ore a fost constant 6.25 în piesă și a mai și început la 8. Dar în afară de asta a fost foarte lol, n-am putut să filmez nimic, dar verificați-o, din eu cu proști,
o să vă placă. În fine, eu sunt Bogdan, mulțumesc că v-ați uitat la video ăsta, apăsați pe subscribe ca întotdeauna să fiți abonați și până ne vedem data viitoare, vă urez un weekend plăcut! Salut!